E alertă în Florida, furtuna tropicală Debbie se îndreaptă cu o viteză năucitoare către sud Statelor Unite, ceea ce părea a fi o furtună tropicală capătă proporții și amenință să se transforme într-un uragan chiar înainte să atingă uscatul. Președintele Joe Biden a decretat stare de urgență. Uraganul Debbie are acum vânturi maxime susținute de 130 km/h și se află la doar 65 km vest de insula Cedar Key, a anunțat Centrul Național pentru Uragane. Se prognozează că furtuna va depăși 130 km/h când va lovi coasta Floridei. Deși Debbie nu a atins încă țărmul, vânturile cu forța unui uragan și ploile abundente aduc deja condiții periculoase în unele zone, inclusiv inundații și drumuri blocate. Uraganul Debbie este așteptat să lovească regiunea Big Bend de pe coasta golf. Florida, înainte de a traversa încet statul, provocând furtuni potențial periculoase și inundații catastrofale. Anterior, uraganul avea vânturi susținute de 120 km pe oră, dezvoltându-se dintr-o furtună tropicală care se deplasa lent și care a căpătat putere din cauza apelor calde din golful Floridei, și se estimează că va deveni din ce în ce mai puternic. Autoritățile au prognozat condiții care pun viața în pericol, inclusiv valuri de până la 3 metri înălțime în unele zone de coastă. Pe măsură ce se deplasează încet spre nord, uraganul ar putea aduce precipitații cu potențial istoric și inundații catastrofale în statele Georgia și Carolina de Sud. Climatologii consideră că încălzirea globală provocată de om prin arderea combustibililor fosili a crescut temperatura oceanelor făcând furtunile mai mari și mai devastatoare. Pregătindu-se pentru Debbie, guvernatorul Floridei Ron DeSantis a chemat 3000 de soldați ai gărzi naționale și a plasat majoritatea orașelor și comitatelor statului sub ordine de urgență în timp ce evacuările obligatorii au fost ordonate în părți ale comitatelor Citrus, Dixie, Franklin, Levy și Wakula de pe coasta Golfului. Peste 17.000 de electricieni și alți lucrători în domeniul electricității sunt pregătiți să intervină, iar guvernatorii din Georgia și Carolina de Sud au declarat de asemenea stare de urgență înaintea furtunii.